Let's get ready to rumble! Salutare, prieteni, și bun venit pentru încă un whisky review. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este dedicat în primul rând whisky-ului, pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust final, după care îi dau o notă și îmi prezint concluziile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Astăzi călătoresc din nou în regiunea Speyside din Scoția pentru a întâlni o altă expresie Glenallachie, parte din seria Wine Series, Cuvée Cask Finish, distilat în 2012 și îmbuteliat în 2023. Am aici sticla, forma clasică, însoțită de această cutie de prezentare. În anul 2022, The Glenallachie a anunțat lansarea The Glenallachie 2012 Vintage Cuvée Wine Cask Finish, un whisky vechi de 9 ani, ca și primă ediție. Pentru a clarifica, cuvée este un termen folosit în sectorul vinurilor pentru a descrie un amestec care cuprinde în mod obișnuit mai mult de un soi de struguri. Billy Walker a venit cu această provocare de a identifica diverse stiluri de vin care se potrivesc perfect, ultimul pas fiind mariajul de single malt scotch whisky finalizat în butoaie care au ținut anterior 4 tipuri de vin roșu european. Un an mai târziu vine ediția 2012-2023. Aproximativ 5.000 de sticle au fost puse la dispoziție în întreaga lume, maturate timp de 10 ani, mai întâi în butoaie de stejar american ex-bourbon, apoi finisate în butoaie de vin, 4 tipuri de butoaie de vin din Franța și Italia. Cele mai bune butoaie au fost alese manual din regiunile franceze Languedoc și Medoc, dacă așa se pronunță, în timp ce de peste graniță din Italia au fost obținute butoaie Grattamacco și Recioto de la Valpolicella pentru a găzdui whisky-ul Glenallachie. Și iată-l și în pahar. Culoare frumoasă, un auriu roșiatic. Cu piciorușe subțiri, nu prea oleioase pe interior. Aceasta este culoarea sa naturală, dată de acei 10 ani petrecuți în butoaie, fără caramel adăugat și nu este filtrat la rece, fiind îmbuteliat la 48% volum alcoolic, ceea ce este grozav. Miros. Atât de proaspăt și atât de vibrant, cu struguri. Știți, pentru mine, vin alb în miros mai degrabă decât vin roșu. Doar un pic de alcool, vin alb spumos, miere, vanilie, fructe de pădure uscate și frunze de mentă. Mirosul este foarte plăcut, dar nu prea puternic și nu durează mult. Nu acel gen de miros pe care îl poți adulmeca ore întregi. Gust. Puțin picant și piperat. Nu la fel de dulce ca mirosul. De asemenea, fructat. Foarte puțin taninos, cu miere și vanilie din nou.
Vinul își lasă cu siguranță influența aici. Apoi mere, pere și prune. Puțin subțire la palat, dar alcoolul de 48% este destul de prietenos. Ca și în miros, creierul îmi trimite un mesaj cum că descoperi influență de vin alb mai degrabă decât de vin roșu. Dar percepția voastră ar putea fi diferită de a mea, bineînțeles. Finalul este mediu spre lung, moale și dulce. Nota mea personală, Malt Mark, pentru acest single malt scotch whisky este 8,7 din 10. Un whisky, într-adevăr, foarte interesant, diferit față de orice alt whisky finisat în butoaie de vin, la un preț decent care nu va rămâne mult timp prin preajmă. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Slangeva!